bandite Ciriac, că la un moment dat ne-am întâlnit la Poiana Brașov cu fata mea, cu Natalie. Da. Și zice, Anastasie, eu dacă mă căsătoresc cu Natalie, trebuie să spun tată. Cât de tare ar fi, n-ai cum așa ceva. Da, tare. Acum, acum a fost anul trecut, nu? Asta, uite, chiar asta ar fi. Da, de tare. Asta ar fi o situație. Să-mi spună tată. Dar de ce nu? De ce nu-l pui naș? Poftim? De ce nu-l pui naș? Da, nu, că am vorbit cu Viorel, că noi am petrecut foarte mult timp în, acolo la mare, lângă Rex, și am la fost Caile. Împreună cu el, la Caile, exact, și o admiră pe Ioana foarte mult, o simpatizează și am zis că e omul potrivit. Ei, rămâneți până la urmă în, da, acolo, da, în grupul de prieteni, da, intim. Păi, Ciriac nu. Nu m-a dat. Nu mai e. Nici el nu m-a invitat. Dar nu știe, nu vine, vine oricum, o să vină și îi place foarte mult de Ioana și o simpatizează. Asta e. Asta că, e foarte bine, când prietenii, apropiați ai băieților. Păi nu, dar el vede că eu sunt bine, bine și mă simt bine și știe, mă cunoaște bine, nu? Și atunci mai vine, o sărută pe cap. Asta. Eu sunt absolut convins că se bucură pentru tine. Da. Pentru că e o prietenie de câți ani? De 55. Mamă, mulți ani. Da. O prietenie de 55 de ani. I-am dat și am fost și copil de mingi la el, când aveam 12 ani la Cluj. Da? La prima finală care a câștigat el în 58. El are 7 ani mai mult ca mine, cred că aveam 11 și el avea 18. Dar nu vă știați atunci? Nu. Dar am rămas să dau mingile, că eram în două treabă de copii de tenis și antrenorul la micul dejun, bine, tot gălăgie mâncau, cine vrea să rămână să dea mingile la finala de mâine între Ciriac și Gogu Viziru. Și am ridicat primul mâna, el alții nu, și-a ridicat un băiat din... Erai fanul lui de atunci? Da, Târgu Mureș, Balog, parcă cam. Și noi doi am rămas băieți de mingi. Foarte tare. I-am fost și băiat de mingi. Dar îți mai aduci aminte cum v-ați împrietenit? Care a fost momentul în care... După aia, el juca foarte mult cu Costică, care știi și tu, frate. Îl știu. Au jucat cupa Vine la noi la boschetărie. Da, au jucat Cupa Davis împreună pentru România mulți ani împreună. Și au făcut cuplu vreo 3 ani. Și de acolo mă duceam la meciurile lor să mă uit și ne-am împrietenit. Costică spune, domnule, eu l-am învățat pe Ciriac să joace tenis. Și pe mine a zis că credeam că se laudă, dar nu, așa da, e. Da, da, e adevărat. Așa este, da. Un tip minunat, fratele tău, da. 55 de ani de prietenie și iată, încă vă mai puteți face surpriză de genul ăsta. Vi la nunta mea, vi la nunta mea, vi la botez, vă mai zic tată. Să-mi zici tată de acum încolo. Cum v-ați văzut voi, că înțeleg de la Ilie că vă înțelegeți foarte bine? Ți l-a prezentat oficial pe Ciriac sau v-ați întâlnit așa? Pe domnul Ciriac? Am făcut birou la el, că eu sunt acum președintele fundației lui și mă duc destul de des acolo la secretară, la doamna Geta și... Doamna când vine celebra doamna da, Geta. Și când vine pe acolo, vine pe la spate și o sărută pe cap ca un... Ca un tată. E un om deosebit. Ca un tată dacă s-ar combina cu, nu? cu Natalie. Da, da. Este, într-adevăr. Mă gândeam că dacă îl pune naș, poate îți face cadou și o mașină. Face cadou și fără să fie naș. La noi n-a reușit să ne dea. Am văzut că am încercat, ai văzut? Du-te la Ion, Ion, du-te. Și eu n-am, zice, Anastasie, eu n-am treabă cu cine-i Mercedes, nu știu ce-i Mercedes. E așa face el mereu. Da, poate cadou de... Asta că face. Ar fi dar... Uite ce urât, uite la mine. A fost, am impresia, a fost ziua lui, nu? Nu. Sau va fi, va fi pe 9 mai. Și ai pregătit cadou? Nu, i-am făcut, am căutat în, la mine în fotografie, că majoritatea fotografiilor sunt făcute cu el. Știu că mi le-ai arătat la tine în cabinet. Și am găsit pe nepotul meu, am căutat și am găsit toate pozele când avea 17 ani, 18 ani și am încercat să-i fac un colaj și l-am făcut cu copiii, cu... De la părinți am găsit poze. Și am făcut cu toate. Dar le-ai făcut iubitele. Tu, le-ai decupat tu, nu? Le-am decupat cu farfeca frumos. Mi-a luat vreo 5-6 ore. Ce tare. N-am răbdare. Le-am lipit frumos, un colaj foarte frumos.